De la 1 august, în de 3 luni, 14 produse, printre care unele sortimente de pâine, carne, ouă, dar și fructe și legume proaspete, vor avea adăusuri comerciale de cel mult 20%. Comercianții au făcut deja calcule pentru unele sortimente. De exemplu, un kilogram de carne de pui poate să fie mai ieftin cu 2 lei și 50 de bani. Pentru că prețurile s-au schimbat continuu în ultimele luni, nu e clar dacă ieftinirea se va aplica la prețul actual sau la cel cu care a fost tranzacționată marfa. În tot acest haos, comercianții mai au doar 3 zile să rezolve problema. Discutăm despre această ieftinire cu profesorul de economie Mircea Coșa. Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule profesor. Seara bună, doamnă, cu mare plăcere. Ce trebuie să înțeleagă românii din ceea ce urmează să vadă la prețurile pe care le regăsesc la rafturi? Cât de mare va fi cu adevărat reducerea prețurilor la cele 14 alimente alese de guvern? Doamnă, după părerea mea, românii trebuie să înțeleagă că actualii guvernanți fac un efort pentru a reduce prețurile la principalele produse, dar n-au ales cea mai bună metodă și nu au cele mai bune instrumente pentru a pune în practică. Chiar dumneavoastră ați arătat că există un haos în aplicare. E foarte complicat la un număr de peste 3900 de unități comerciale să urmărești și să controlezi modul în care adăusul comercial este reglementat. În al doilea rând, există această tendință care se va manifesta imediat ca distribuitorii, comercianții să forțeze producătorul să reducă costurile pentru a putea păstra beneficiul, profitul. Nu se poate altfel. Suntem într-o economie de piață, se dorește profit, altfel nu putem să funcționăm și atunci reducerea la unele sortimente va duce la urcarea costului la alte sortimente. Da, iar atunci spuneți, efectul, domnule profesor, că nu s-a ales corect metoda. La ce anume vă referiți? Unde s-a greșit? Mă refer la faptul că s-a pus accentul pe unele efecte ale actualei situații și nu pe cauzele situației. Cauza situației este costul foarte mare pe care le-au produsele agroalimentare, mai ales ca urmare a faptului că în România costurile de producție, la producția de ouă, de pui, de lapte, de tot ceea ce înseamnă alimente din cele 14 alese, costurile energiei sunt foarte mari. Sunt cele mai mari din Europa. Deci dacă se făcea o reducere la prețurile de energie, ca urmare a acestei plafonări care nu este bine gândită, este mai mare de 2-3 ori decât costurile energiei, atunci costurile ar fi scăzut pe ansamblu. Așa, aplicarea doar pe adaosul comercial, care e un element greu controlabil, nu face decât să penalizeze producția internă, de care am mai spus, în principal la carnea de pui, la ouă, la lapte, și să mențină la raft lipsa unor produse care nu intră în sortimentele afectate de această reducere. Deci peste câteva zile, în primele zile, să știți că se vor vedea niște reduceri, pentru că este o chestiune de imagine. După asta, sortimentele care sunt, să zicem, afectate de această reducere vor dispare de la raft și nu vom mai găsi cele pe care le căutăm. Ați văzut, la ouă este vorba despre ambalaje de 6 ouă, de 10 ouă, la carnea de porc, la anumite sortimente, la pâine, la anumite sortimente. Astea vor dispare pentru că nu sunt profitabile și vom găsi numai cele care nu beneficiază de această reducere. Deci, în sine, această măsură nu duce nici într-un caz pe termen mediu, nu pe termen lung, nici pe termen mediu, la o ieftinire a producției. Trebuie forțată producția internă de alimente, trebuie să fie încurajați fermierii și mai ales trebuie creată o rețea de distribuție, o rețea comercială a produselor românești, care să reprezinte o concurență reală și puternică lanțurilor de distribuție străine, care importă foarte multă marfă.